Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi poate v-ați fi așteptat să vorbim despre fotbal, despre preliminariile campionatului european 2020, dar nu. Astăzi vorbim despre un subiect mult mai delicat și mult mai sensibil în ceea ce privește, cel puțin, societatea românească, homosexualitate. Anume, despre o latură a homosexualității, lesbianismul. Ideea mi-a venit odată cu gala premiilor FIFA, unde au fost desemnați cei mai buni jucători ai lumii în sezonul precedent. E bine, la fete s-a impus Megan Rapinoe, o americancă lesbiană declarată. Toată sala a aplaudat-o, toată sala a vorbit frumos despre ea, niciun cuvânt despre ce este și cum face. Și câte sunt, câte mari performere sunt în sportul mondial aparținând acestei minorități sexuale. Mă gândesc așa, repede, în fotbal. Amy Wambach, Nadine Angerer, Inka Grings, Isabel Kershovski, mai în spate, Steffi Jones, în handball, Gro Hammersing, Katja Nyberg, vârful vârfului, Anya Andersen, nu mai vorbim de tenis, Martina Navratilova, cea mai laureată ever jucătoare în turneele de mare șlem, vorbim de simplu și de dublu. Din aceeași categorie fac parte Billie Jean King, au fost Hanna Mandlíková, Jana Novotná, Elena Danilidou acum, mai recent Amélie Mauresmo. Mergem în basket, unde o găsim pe Brittney Griner, unde o găsim pe Shirley Soup sau pe, eu știu, Sue Bird. Sunt, practic, în toate disciplinele sportive întâlnim această minoritate sexuală. Rosie Jones vine din golf, Nicola Adams din box, Anya Persson din ski, Chris Vitti din patinaj viteză. Despre toate aceste mari performere ale sportului mondial s-a scris întotdeauna frumos și nimeni n-a intrat cu bocancii în viața lor privată. Da, dar asta se întâmplă dincolo de ocean. Se întâmplă în state, se întâmplă în Europa de vest, unde lumea este mult mai tolerantă, unde această, hai să spunem așa, minoritate sexuală a fost acceptată de mult, pentru că societatea a fost pregătită, să spunem, pentru așa ceva. Vă întreb un lucru. Ce s-ar întâmpla dacă o mare sportivă din România ar veni mâine și ar spune eu sunt lesbian? Ar fi pusă la zid, ar fi blamată, viața ei ar deveni un coșmar. Vreți să vă spun ceva sincer? Părerea mea. Fiecare poate să facă ce vrea cu viața lui privată. E viața lui, e alegerea lui, atât timp cât pe mine nu mă deranjează, cât pe ceilalți nu îi deranjează, este ok. Nu e nicio problemă. Din păcate însă, România nu pare încă pregătită să accepte așa ceva. Poate mai e nevoie de o generație, o nouă generație, o generație open mind. Poate timpul până când va fi acceptată situația va fi mai scurt. Cert este un singur lucru. Mai devreme sau mai târziu, va trebui să ne aliniem cu ceilalți. Cum bine spunea cineva, fiecare om e alt om.